Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube la ceaiul de la ora 5 și am dat titlul acesta ceaiul de la ora 5 pentru că voi publica acest filmuleț mâine, adică joi, în jurul orei 5 după masa ora României, așa că bine ați venit la ceaiul de la ora 5. Știu că este cel mai comod lucru că atunci când apar astfel de situații conflictuale, pentru că da, putem să vorbim despre o situație conflictuală în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din România, cel mai comod este să stai în banca ta și să nu iei niciun fel de atitudine, pentru că voi pierde simpatie cu ocazia asta. Mulți se vor dezabona de la canalul meu, mulți îmi vor scrie comentarii oribile. Știu lucrul acesta, îmi asum, dar pe de altă parte nici nu pot să tac, pentru că mi se pare foarte periculos ceea ce se întâmplă acum în România. Eu sunt încă în Anglia, am fost la vot în Anglia, pentru că pot să votez la astfel de alegeri în orice colț al lumii te afla, nu este vorba de alegeri locale. O să merg și duminică la alegerile parlamentare. Și o să merg și în turul al doilea la alegerile prezidențiale, lucru pe care vă îndemn și pe voi să îl faceți, în primul rând pentru că este un drept al nostru, un drept pe care l-am câștigat cu greu. Gândiți-vă că în urmă cu 100 de ani, dacă pur și simplu eram femei, nu am fi avut acest dreptul. Discriminare pe bază de sex. Femeile nu aveau ce căuta la alegeri, nu aveau drept de vot și cât de mult s-au străduit mișcările astea feministe ca să avem și noi dreptul acum, iar să dăm cu piciorul mi se pare absolut jignitor la adresa celor care au luptat pentru aceste lucruri. Iar dacă erai bărbat, timp de foarte, foarte mulți ani aveai dreptul la vot în funcție de averea pe care o aveai. Acum nu știu exact să vă dau niște exemple concrete, dar așa ca idee, dacă aveai 500 de hectare de pământ, să zicem, aveai dreptul la 50 de voturi. Dacă aveai un hectar sau dacă aveai 10 hectare, aveai dreptul la un singur vot, iar dacă aveai acolo o grădină amărâtă, nu aveai deloc dreptul la vot, chiar dacă erai bărbat. Așa că un astfel de drept câștigat cu atâta trudă și cu atâta umilință de-a lungul istoriei, cum să nu exercităm acest drept? Întotdeauna am militat pentru a merge la vot, chiar dacă de multe ori am întâlnit întrebarea asta sau dilema că nu am cu cine să votez. Întotdeauna ai cu cine să votezi, pentru că întotdeauna va fi cineva care să ne conducă. Și întotdeauna unul poate să aibă ceva cât de cât în plus față de un alt candidat. Ca să vă dau așa un mic context, întotdeauna am votat cu liberalii. Întotdeauna însemnând după Revoluție, pentru că înainte de Revoluție știți voi foarte bine ce era. Nu exista decât un singur partid și nu conta ce votezi, pentru că întotdeauna ieșa în unanimitate cine trebuia să iasă. Unanimitate înseamnă că ieșa cu 100% din voturi. După Revoluție însă m-am apropiat, atât eu cât și Cristi, împreună ne-am apropiat de doctrina liberală. Întotdeauna am simțit că ni se potrivește această doctrină, că este asemănătoare cu gândirea noastră care susține libertatea de gândire, liberul schimb de idei, care susține inițiativa privată și care susține ca indivizii să își urmărească propriile idei și propriile interese, însă, atenție, atâta timp cât interesele lor nu încalcă drepturile și libertățile celorlalți indivizi din societate. Deci întotdeauna am votat cu liberalii până acum mai încoace, acum vreo 10 ani, să zic începând de 10 ani încoace, când pur și simplu doctrina liberală parcă s-a evaporat. Dar nu numai doctrina liberală, ci în general doctrinele tuturor partidelor nu au mai existat interese comune din acest punct de vedere care să îi unească pe membrii de partid și care să aibă o direcție unitară.
Totul a fost doar pe baza unor interese personale în toate partidele, iar de curând, acum eu zic de curând, asta însemnând de la scara istoriei de după Revoluție, în ultimii ani, Partidul Liberal s-a umplut de indivizi care au migrat din PSD în PNL. Eu nu spun că de-a lungul timpului, de-a lungul vieții, nu poți să schimbi opțiunea politică și nu poți să începi să gândești altfel. Ba da, este posibil acest lucru. Chiar și mie, care mereu îmi schimb ideile, mi se poate întâmpla acest lucru. Dar atunci când se migrează în masă dintr-un partid în altul, când nu mai există absolut niciun fel de libertate de gândire, când totul se bazează doar pe interesul personal, pe hoție, pe minciună, pe corupție, pentru că asta este marea problemă în România, atunci este firesc să simțim cu toții o dezamăgire, cu toții să simțim o frustrare și să se ajungă la rezultatele catastrofale la care s-a ajuns în momentul de față, când eu pur și simplu văd un pericol în ceea ce se întâmplă în România. Nu am auzit de acest personaj, de Călin Georgescu, niciodată. Este adevărat că nici nu am fost foarte implicată în politică în ultimii ani, pentru că am fost dezamăgită și eu și am dat la o parte știrile astea negative și am încercat să nu mă mai las afectată de tot ceea ce văd la televizor. Deci nu am auzit de Călin Georgescu niciodată, deși, atenție, am și eu cont de TikTok și stau câteodată prea mult pe TikTok, mă uit și eu la tot felul de filmulețe, poate, nu spun că nu mi-a apărut niciodată un video cu el, o reclamă cu Călin Georgescu, însă nefiind în targetul lui, nefiind genul care să râdă la anumite glume, care să stea pe anumite filmulețe din care să rezulte că aș fi interesată în astfel de teorii ale conspirației, nu mi s-au băgat în față reclame cu el, nu am știut cine este, deși și eu sunt un utilizator de TikTok, așa că nu toată lumea care a stat pe TikTok a avut de a face și a cunoscut ceea ce se întâmplă în spatele acestei mișcări care acum a luat amploare și toată lumea vuiește și toată lumea este siderată de ceea ce s-a întâmplat. Deci nu era o condiție fără de care nu se poate. Dacă ai cont de TikTok, înseamnă că automat te-au nebunit reclamele politice. Nu. Într-un fel mi se pare, și nu doar mi se pare, toți votanții, și ai lui Călin Georgescu, și ai Elenei Lasconi, și ai celorlalți participanți la alegerile prezidențiale, toți căutăm aceleași lucruri. Toți vrem să scăpăm de corupție, toți vrem să scăpăm de mincinoși, toți vrem să scăpăm de hoți și toți vrem să se rezolve odată lucrurile și aș vrea să vorbim despre asta fără patimă, fără să ne încrâncenăm și fără să ne urâm unii pe alții. Chiar am văzut acum zilele astea, aproape toată lumea de pe Facebook zici că a înnebunit, toți își fac curat în lista de prieteni, toți își șterg pe cei care au o altă opțiune politică decât ei. Adevărul că încrâncenarea asta și înverșunarea nu ne face bine și ne aduce ură, lucru care nu ar trebui să se întâmple, pentru că, după cum spuneam, până la urmă toți ne dorim aceleași lucruri. Însă unii vedem rezolvarea pe de o parte, alții o vedem în altă parte. Declarațiile lui Călin Georgescu, sau unele dintre declarațiile lui, mie mi se par absolut aberante. Chiar acum, după alegeri, a spus că nu există diferență între Est și Vest. Mie, care am trăit atâția ani sub comunism, să vină să-mi spună că nu există diferență între Est și Vest, mi se pare de domeniul absurdului. Iar declarațiile din trecut, din trecutul apropiat, sunt stupefiante. Spune că este antisistem, dar totuși el face parte din sistem de 30 de ani. De 30 de ani face parte din tot felul de instituții guvernamentale plătite din bani publici, dar el este antisistem. Ca să nu mai spun de faptul care
mi-a ridicat un mare, mare semn de întrebare. Înainte de Revoluție, după ce a terminat facultatea, un lucru pe care nu pot să îl contest este faptul că este o persoană educată, care are școală, care vorbește limbi străine, care într-adevăr are educație și are un anumit grad de cultură pe care nu poate să îl conteste nimeni. Deci după ce a terminat facultatea în 86, a avut tot felul de ieșiri și de cursuri pe care le-a ținut, la care a participat în Anglia, în Marea Britanie, lucru care pe vremea lui Ceaușescu nu se întâmplau decât dacă erai pui de securist. Ăsta este cuvântul, îmi pare rău că nu găsesc o altă exprimare mai academică, dar cine putea să meargă să facă școală într-o altă țară vestică, așa cum i s-a întâmplat lui. Așa că chestia asta că el este antisistem mi se pare o mare minciună, o minciună gogonată. Iar alte declarații pe care nu pot să le înțeleg, faptul că este împotriva științei și multe aberații pe care le-a scos în ultima vreme, vă spun, le-am căutat și le-am găsit nu scrise pe internet, ci pur și simplu spuse cu gura lui, vorbite în tot felul de podcasturi care pe mine m-au lăsat cu gura căscată. De exemplu, faptul că nașterea prin cezariană este o tragedie, că se rupe firul divin între mamă și copil, nu știu, are și misticismul acesta pe care eu nu pot să îl înțeleg. Are un discurs despre biserică, despre legătura cu Dumnezeu, despre legătura cu Hristos, care mi se par ridicole, pur și simplu. Credința cred că înseamnă altceva decât punerea așa pe tapet a unor discursuri din care unii nu înțeleg mai nimic, însă îl consideră un om foarte religios. Nu, eu nu spun că religia nu este importantă, dar pentru mine înseamnă altceva și religia și credința și fiecare este liber să creadă în ce vrea. Ce-a mai spus? A mai spus de apă. Acum, așa ce mai vine în minte, că apa nu este doar formula asta chimică, hidrogen, 2, oxigen, că este și vibrație, că este o frecvență pe care noi nu ne-o putem explica și că atunci când o să ajungă el la putere, o să lasă apa de la robinet să fie potabilă și să bem toți apă de la robinet și să simțim frecvența apei. Am mai spus că omul nu a ajuns pe lună, deci vă spun, este adeptul teoriei conspirației, dar faptul că este anti-european și anti-NATO mi se pare cel mai periculos lucru. Bunicii noștri au așteptat să vină americanii, știți cum era expresia aia în urmă cu 50 de ani, să vină americanii și să ne scoată de sub jugul ăsta comunist. Ați văzut cât rău a făcut comunismul în România? Și când în sfârșit am ajuns să intrăm și noi în NATO, într-o astfel de alianță militară atât de puternică, să ne simțim oarecum protejat, să vedem că facem parte dintr-un întreg pe care ni l-am dorit atâta timp, noi acum să ne întoarcem fața spre Rusia și spre Putin, către un alt dictator. Nu ne-a ajuns dictatorul Ceaușescu atâția ani. Ați văzut că este un mare admirator al lui Putin, chiar dacă nu a recunoscut acum după alegeri în mod deschis, când a fost întrebat, în afară de asta nici nu răspunde la întrebările jurnaliștilor, el spune doar ce vrea el să spună, nu acceptă dialogul și a fost întrebat dacă este un admirator al lui Putin, putea să răspundă foarte simplu nu sau da, dacă chiar este, a evitat să răspundă la această întrebare, însă toate filmulețele pe care le-a postat pe TikTok-ul lui și pe alte rețele sociale au fost copiate secvență cu secvență după ceea ce a făcut Putin, înotând într-un lac cu gheață, călărind, luptându-se în arte marțiale, judo sau ce făcea el acolo. Deci este clar un admirator al lui Putin, este împotriva Uniunii Europene care ne-a adus numai rău, este antisistem, după cum declară el. El, omul sistemului, care a fost, parcă pe vremea lui Ciorbea, i s-a propus un post de ministru, nu mai țin minte exact, pentru că acum pur și simplu m-au copleșit atâtea informații,
Dar toată lumea, la o simplă căutare pe internet, poate să găsească o mulțime de informații din astea șocante despre el, lucruri pe care le-a făcut și care sunt în totală contradicție cu ceea ce declară. Și un alt lucru pe care l-a spus a fost faptul că o femeie nu ar putea deveni președinte pentru că rolul ei este altul. Rolul femeii în societatea românească este de a sta la cratiță și de a face copii, dar nu prin cesariană pentru că se rupe firul divin. Cum poate un om în secolul 21 să insulte astfel femeile? Mi-este greu să înțeleg. Așadar, vă invit cu drag să mergeți la vot și să o votați pe Elena Lasconi, pentru că este singura variantă care ne-a mai rămas. Îmi pare rău pentru toți cei care nu ați fost la vot. Îmi pare și mai rău pentru cei care ați fost și ați votat în necunoștință de cauză, fără să fiți informați. Chiar mi-a spus Vlad, băiatul meu, vorbind cu el, pentru că toată lumea vorbește despre asta, este subiectul zilei, este firesc, că un prieten de-al lui l-a votat pe Călin Georgescu și a aflat cine este abia după alegeri, după ziua alegerilor, după duminică. Și ce, cum l-ai votat, mă, fără să știi cine este? Păi zice, am deschis buletinul de vot și am văzut acolo tot felul de partide. PNL, PSD, PUNR, sau, mă rog, PUNR nu mai este. În sfârșit, o mulțime de partide și primul candidat la care am văzut că nu este niciun fel de partid, Călin Georgescu, am pus ștampila pe el și uite, așa l-am votat, fără să știu cine este. Acum, desigur că sunt mulți care o să îl voteze în continuare. Nu aș vrea ca în comentariile la acest video să se regăsească jigniri. Dacă cineva nu gândește ca noi, nu înseamnă că este mai prost. Pur și simplu gândește altfel. Ceea ce vă îndemn însă este să vă dați votul în cunoștință de cauză și să vă gândiți la toate implicațiile care vor veni în cazul în care lucrurile s-ar schimba dramatic în România. Acum, duminică, sunt alegerile parlamentare. Mergeți și la alegerile astea. Puneți-vă votul pe cine credeți voi că vă reprezintă mai bine. Și chiar dacă niciun partid nu pare că ar avea soluția la tot ceea ce se întâmplă în România, cu siguranță unul dintre ele ar putea face un pic mai mult și asta să fie diferența și să punem ștampila acolo unde trebuie. Pentru alegerile prezidențiale mai avem încă de așteptat un pic. Desigur că lumea o să fiarbă până atunci, o să vedem ce se mai întâmplă, însă repet, pentru a nu știu câte oară, informați-vă înainte de a pune ștampila pe un anumit candidat. Rezultatul acestor alegeri, rezultatele din turul întâi, după mine, sunt oglinda educației românești. Însă acest eșec se datorează și delirului mistic, pentru că altfel nici nu știu cum să-i spun, acestor accente mistice care cumva ne întorc în trecut, ne întorc la evul mediu. Legătura cu Dumnezeu, legătura cu Iisus Hristos, El este trimisul lui Dumnezeu pe pământ, unsul lui Dumnezeu, mi se par declarații care țin într-un fel de sănătatea mentală a individului. Să nu mă mai lungesc prea mult. Știu că pentru unii poate am fost un pic plictisitoare astăzi, pentru alții am fost ștearsă de pe listă, îmi asum acest lucru. Totuși o să vă rog să mergeți la vot și să votați atât cu inima, dar și cu mintea. Să vă puneți mintea la contribuție și să vă gândiți ce este mai bine pentru noi, pentru că până la urmă toți ne dorim același lucru. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like. Contul meu de Instagram, unde postez lucruri mult mai plăcute, chiar dacă sunt mai frivole. Contul de pe Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, care va fi sâmbătă la cafeaua de dimineață, vă doresc numai bine!